Ți-a ieșit operația din prima? Sau? A ieșit din prima. Am avut norocul, un noroc fan... Da, și e un pic de noroc. Mergeam deja, lucram cu un kinetoterapeut foarte bun în Spania. M-a ajutat, că mă supăra de ceva timp genunchiul, și m-a ajutat înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Și am ajuns eu în aprilie, în 2008, la Madrid. M-a văzut, m-a consultat și a zis: nu o să mai ai ce să faci de aici încolo, trebuie neapărat să te operezi, dar acum, fiind an olimpic, ești calificat la Olimpiadă, o să facem tot posibilul să fii pe picioare, să poți să concurezi. Minunat. Am fost pe picioare, am concurat, a fost ok totul și imediat după tot n-a mai fost ok. Ei mi-au făcut legăturile, m-au trimis în Finlanda la un medic ortoped, m-au operat, ei s-au ocupat de recuperarea mea, tot. Ți-a fost greu atunci? E greu să mergi în cârje, e greu să... Da, era ceva ce nu mai făcusești până atunci. Dar altfel, psihic, dacă mă întreb, nu. Nu. Știam că asta am de făcut. Ești un tip care a abordat altfel toate problemele astea. Adică nu sunt mulți ca tine, la modul sincer. Probabil, adică să mă gândesc, domnule, am un concurs, wow, tremur, nu tremur. Bun, stau 22 de luni, mă las, nu mă las. Mi-e greu, mi-e greu. Competițiile, concursurile. Da? Da. Totul pleacă de la, cred eu, relația sau impactul pe care îl are activitatea pentru tine. Când are un impact bun, când te simți atras de acea activitate, mai mult decât atât, bine sau nu știu cum, oricum există o conexiune între ele. Când cineva ți-l prezintă cu un mare interes, parcă stai așa, știi, și aștepți. Vezi, da, mai există și partea asta. Trebuie să ai și anumite inclinații, trebuie să te ajute. Dacă lucrurile astea încep și se pun cap la cap și lucrează una cu cealaltă, deja devine natural ceea ce faci. Nu mai ține decât de implicarea ta psihică, în sensul că să vrei să mergi mai departe. Nu s-a pus problema niciodată în cazul meu să nu vreau să merg mai departe. Te mai opere. Întrebarea cea mai ferventă în perioada asta, că tot o să mai sari, pe altfel de ce mai m-am operat? Corect. Mamă, mă duc ca și stau ca să-mi facă genunchiul, să mi-l facă băieții aia, să mi-l facă ca lumea să-l repare, dar tendonul din rotul i-am dat. Așa, ca să pot să sar. Să pot să mă apuc de treabă. Și cu toate astea, în 2020, ai zis gata, ce se atârnă la voi în cui? Pantofi de alergare, nu? Sau ce se... Pui cu ele în cui. Da? Pui cu ele în cui, corect. Da. De dus mai duceai, deci asta o excludem. Eu mi-am continuat programul până la jumătatea lunii aprilie anul trecut și chiar eram, din majoritatea punctelor de vedere, cum spunem noi, eram în parametrii normali pentru vremea respectivă și în capul meu aveam, să zic așa, ca să nu fie atât de accesibil nivelul olimpic, dar în capul meu aveam șanse suficient de mari să mă calific la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A venit pandemia, a coincis în perioada aia am plecat la Pitești, că am zis dacă totul se închide aici, la Pitești cel puțin stau lângă pădure, mă duc, mă desfășor, am în curte două lemne, fac ceva. Și pe urmă a coincis și cu o situație mai nefericită în familie de care trebuia să am grijă. Și mai mult decât atât, ce a contat cel mai mult, exista incertitudinea desfășurării Jocurilor Olimpice. Chiar am vorbit, țin minte, în jumătatea lunii aprilie sau mai vorbeam cu domnul Borăi, secretarul general al Comitetului Olimpic, și singurul lucru care mă interesa era, domnule, când să țin Jocurile Olimpice? Sau... Nu știm nimic deocamdată, pentru că nu știe nimeni. E prea devreme. E clar să amână până când... Și am zis, dacă în cel mai fericit caz o să fie 2021, iulie-august. Din aprilie, adică încă un an de zile, iar în ce context, nu știm pe unde ne antrenăm, ce facem. Trebuie să mai mă ocup acum și de altceva, din nefericire, mai sunt probleme de rezolvat. Dacă nu se mai țin Jocurile Olimpice, dacă nu mai mă țin pe mine balamalele, că una e când ai 30, mulți zic ești bătân, alta e când ai 38. Așa, și să începi să dai cu tine de pământ, ceea ce practic triplu saltul este. Zic, există prea multe incertitudini. Sunt multe aspecte care, și-a zis, poate ăsta e momentul și la revedere. Și a doua zi m-am oprit. Mai ți-aduce aminte prima zi de după? Da. Tu ar fi trebuit să mergi la antrenament, ar fi trebuit... Și ce-ai făcut? N-am ieșit din casă. Păi eram oricum în carantină, o lună de zile n-am ieșit din casă. Dar nici n-ai mai alergat prin curte, nici n-ai mai pus mâna vorbata pe lemn, pe nimic. Nu. Și nu ți-ai spus, băi Mariane, după 20-30 de ani de Nu, e antrenamente? Simplu. Nu, e simplu. A, cum ai fost setat până atunci, așa ai fost și. Bun, și acum ești maniac într-un sens, obsedat. Da, chiar am fost obsedat de tot ce însemna atletism, triplu saltul, nu chiar, de ce însemna triplu saltul și nu exista zi să nu fac ceea ce trebuie sau ce program aveam de făcut. Sub nicio formă, lăsând la o parte multe aspecte. Sau neglijind în același timp multe aspecte sau persoane din viața mea. Dar mie mi se părea ca obligație vis-a-vis de mine. Adică, să nu dacă fac asta fac... Asta eu vreau, nu mă împinge nimeni să... Nu, eu vreau, dacă dai drumul și fă-o. Și într-o zi n-ai mai avut obligația asta. S-a terminat, n-am mai obligat, nu mai fac nimic. Nu ți-a fost greu să te uiți la televizor? Nu. Nu, nu mai fac în sensul condiției fizice. Dar zic, să nu mai te duci la antrenamente, să nu te gândești când vine... Prefer să abord, să iau lucrurile în cea mai simplă măsură. Dacă nu mai fac asta, ce... Da, doresc să am... Simt ceva, am niște sentimente vis-a-vis de atletism, dar dacă eu personal nu mai sunt sportiv, punct. Corect. Dacă nu mai sunt sportiv, hai să nu zicem regreți, că poate e mult spus, dar simți așa ceva aici în inimă că ai fi putut să te califici la Tokyo și să fii acum acolo? Nu regret. Nu regret. Nu? Nu. Dar sunt convins că dacă era o normalitate, eu zic ajungeai. Da, aveam șanse foarte mari să nu... Asta era motivul pentru care încă mai eram pe stadion. Adică nu, poate mă că nu, mă duc să-mi rup picioarele și ce mai am de făcut, că o să mă calific la Tokyo. Știu, sună altfel, da, mă visez. Nu, așa, dacă nu te setezi într-un anumit fel, ai șanse mult mai mici să ajungi acolo. Adică, ok, ai planul de antrenament, că planul de antrenament înseamnă niște exerciții. Ok, ai planul de antrenament, dar trebuie să ai un plan și mai mare. Păi da, dar ai devenit antrenor, ai rămas cu astea. Da, nu e același lucru. Una e când tu coordonezi, ajungi, colaborezi cu cineva, te îndrumă cineva, dar în același timp tu te împingi pe tine la alt nivel. Alta e când împingi pe altcineva care nu știi dacă are acele setări ca și tine. Cum e acum ca antrenor? Greu. Sincer, greu. Bănuiam. Am avut o relație și am în continuare o relație foarte bună cu antrenorul meu, cu antrenoarea mea, doamna Anton, și... Tot timpul discutam chestiile astea. Dumnezeu te-a luat de la, selecție. Da. Și mi se conștientizam destul de mult că e un lucru foarte greu. Să fii antrenor, să îndrumi, să faci... Să nu mai ești tu cel de care depinde. Greu. Adică... Când coincide, adică când trag doi, ca la orice echipă, doi antrenori sportivi, cine mai e pe lângă tine, trag toți în aceeași direcție, cu atât mai bine. Dar când trebuie să transmiți și altcuiva ceva ce nu știi dacă reacționează, nu reacționează, dacă percepe, nu percepe, nu e pentru toată lumea. Atunci îți dai seama de fapt de care sunt țelurile sau cât de greu e să-ți faci meseria. Vine adică, mi se pare mult mai greu să fii antrenor decât sportiv. Vine vreun Marian din urmă? Păi da, nici nu trebuie să vină niciun Marian din urmă. De ce? Să vină cineva care este mult mai bun decât Alin, Marian. Cătălin, nu contează. Abordarea matematică, zic eu, că e cea mai eficientă. Sunt din ce în ce mai puțini care practică atletismul, sunt din ce în ce mai puțini pe fiecare probă în parte, sunt din ce în ce mai puțini din acești practicanți care ajung să facă rezultate, de dovadă o să fie din ce în ce mai puține rezultate bune. Și în contextul ăsta vine întrebarea. Ce facem la Olimpiadă? Iată, după 40 de minute care am spus că nu prea mai avem nimic, din păcate, nu e de glumă. Avem, știi? Dar mai puțin. Da? Mai ce puțin. Facem? Bine, acum nu dăm noi pronosticuri și astea. Suntem acolo și asta e ceea ce contează. Da, e important că încă mai avem sportivi care se califică fără probleme la Jocurile Olimpice. Este adevărat că sunt din ce în ce mai puțini. Acum, depinde cum vorbim. Atletismul, da, avem mai puțin calificați, dar la fel și gimnastica, la fel și boxul, nu mai vorbim de alte sporturi. Dar suntem cu fotbalul, te rog frumos. Fotbalul, nu, eu altceva voiam să spun. În același timp avem vreo 37, dacă nu mă înșel, la canotaj. Da, acolo tot timpul. Cred că e unul dintre sporturi la care... mai constant. Da, exact. Și care n-a dezamăgit în... Și atunci întrebarea ar trebui pusă, dom'le, dar hai să întrebăm pe oamenii. Ce fac ei? Ce fac ei? Păi îți spun, nu eu, Doamne ferește, că nu specialist, dar una dintre motivări ar fi că au plecat în ianuarie și s-au mai întors în mai din Italia. Acolo s-au pregătit. Da. Doamna Elisabeta Lipa a spus să-mi dați și mie două culoare, să-mi faceți și mie pe lacul Znagov. Nu s-a putut. Ce să vezi, nu s-a putut și atunci i-a luat pe toți, a zis și de Paște nu o să vi vedeți pe ei voștri. Îmi pare rău, asta înseamnă ciclu olimpic, asta înseamnă performanțele și a dus acolo, s-au întors în mai. Care problema cea mai mare este că nu e nimic nou. Da, noi, da. Adică așa, și unde știrea? Am făcut la Paște în cantonamente și Crăciunuri, dar nu mai știm de noi. Nu e ca și cum, nu, asta este un cantonament, ghișene și organizează un miel, un ceva, ai, da, nu te duci acasă, nu-ți vezi familia, o, roș, ok. Dar nu-ți permiți să ieși din program atât de mult timp. Din program în ce sens? Te duci acasă, te întorci, pierzi zile. Da, la un sport de performanță. În al doilea rând, ieși din atmosfera asta. Pentru că totul ține de... Sună probabil prea simplu, dar totul ține de o atmosferă. Dacă nu ai atmosfera respectivă, care într-adevăr te ajută să te desfășori pentru obiectivul pe care ți l-ai stabilit. Altfel, oricine se duce pe stadion și aleargă, nu e nicio problemă, te duci. Îți dăm și astăzi program de antrenament, îl dăm după internet. Îl facem imediat o foaie. Cine? Cel mai bun, dacă vrei, și Bolt, poate, dacă vorbești. Da. Îți trimite un program de antrenament. Ce fac eu? Partea asta e cea mai simplă, nu e greu de făcut. Cum desfășori pe urmă toată activitatea? Și asta ține de o anumită atmosferă. Atmosfera trebuie să fie de performanță. Marian, ai bagajul foarte mic și trebuie să iei cu tine pe o insulă pustie un singur eveniment din toată cariera. Eveniment? Da. O competiție, un moment, e Olimpiada sau e ceva mai important decât Olimpiada? Păi nu, ca și impact sau ca și importanță, nu, n-ai cum. Nu, peste nu. Dar sunt competiții mai frumoase în sensul organizatoric, în sensul atmosferei, în sensul... Nu, dar pentru tine. Nu, pentru tine nu există pe asta. Clar Olimpiada, nu. Peste Jocurile Olimpice... Ce să-ți urăm? Uite că au trecut 45 de minute... Ce sănătate. Hai să dublăm emisiunea. Da, sănătate în primul rând, nu? Mulțumesc. Da, și să-ți vină cât mai mulți copii, bănuiesc asta. Să vină. Da, o să vedem acum. Copii, să vină niște atleți care să facă rezultate și să aibă performanțe. Deși e mai greu. Noi trebuie să reușim să le transmitem informațiile corecte despre acest sport. Și despre sport în general, și atunci o să vezi față de cine are reacție. Orecum. Altfel, da, stai și îți faci activitatea, dar nu poți, dacă nu observi lucrurile astea și nu le transmiți corespunzător, nu poți să ai pretenții că ori să ajungă sportiv. Corect. Încep și asta pe de-o parte, pe de altă parte, întotdeauna și în orice faci, încep cu un număr de, n-ai cum să sper că același număr va fi peste 5 ani, 10 ani, o să fie sportiv. Nu, există un proces de triere, ceea ce e normal. Ce se urează în atletism? Se urează ceva? Doar baftă atât? Adică n-aveți fir întinsă, cuie moi, nu, baftă se urează, nu? Sau sănătate, cel mai important, bine, pentru orice om, dar când lucrezi cu fizicul, cu sănătatea e de 3 ori mai important. Da, sănătatea este... Marian, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi, am aflat amănunte interesante. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine, 10:30, toate cele bune, mii de mulțumiri, la revedere! Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!